Tâncuș, așa, unul din scriitorii care a înțeles că cel mai bine e să începi cu costumele, să-ți asiguri postumitatea și posteritatea. Cu costumele și costumele, da. În timpul lăsăm să dea autografele și după aia vorbim, că dacă tot începem cu din capătul celălalt, cine trebuia să mai vină să vorbească? Numai noi? Dacă vrem numai noi. Bun. Păi, eu Dana zic... Dana Banu. Eu zic că înainte de a începe, ce să mai zic? Să zic eu o carte frumoasă, să o chem pe Dana Banu alături de noi, să spun că ne onorează faptul că autorul ne-a ales ca editor, adică tot felul de alte platitudini care se spun la lansare, nu? Bun. Acum, dincolo de glumă, dacă asta putea fi glumă, chiar începem. Și începem cu Dana Banu. Așa, bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur să pot să-i fiu astăzi alături prietenului meu Ștefan Doru Dâncuș. Îi mulțumesc pentru invitație. Înainte de toate, vreau să vă spun că în ultima vreme îi tot observ pe copiii ăștia de vârsta mea cum încearcă să-și ia vacanță de poezie, zic ei, de parcă poezia ar fi așa un fel de job temporar, da? De parcă e la fel de ușor să ieși din poezie cum intri. E, nu-i chiar așa. În anunțul de lansare pe care l-a făcut Dâncuș, zicea că următorul volum de versuri se va întâmpla peste vreo 10-20 de ani, probabil. E, asta e o poveste în care eu nu cred. Și cred că mențiunea asta lui eventual poate fi luată așa ca un vers al poemului pe care tocmai începe să-l scrie. Am venit să-l felicit pentru că e prieten cu mine, să vă îndemn să-i cumpărați cartea. Așa, și vreau să vă spun că mie mi se pare un pas important în biografia literară a lui Dâncuș, volumul ăsta. De ce? Pentru că noi, cititorii lui, avem posibilitatea, șansa, zic eu, să găsim grupate într-un singur loc majoritatea volumelor pe care Ștefan Doru Dâncuș le-a scris în ultimii ani. Deci, felicitări, dragă Doru, și la sfârșit dăm voie să citesc pentru tine un fragment dintr-o poezie de-a mea care se numește Poemul Marionetă. Foarte scurt, dar nu o să vă plictisesc. Vine o zi când găsești motive să ucizi și ucizi, fără blândețe, fără teamă, fără întrebări. Lovești scurt și pleci sau dai foc omenirii cu grație și simplitate. În urmă rămâne o cenușă de om. Din cenușa de om se nasc cele mai vii și luminoase poeme. Când scrie semn că undeva pe parcurs s-a întâmplat cel puțin un accident sau o crimă. Nu poți să scrii fără cadavre însertat, fără nebunia sinucigașului în serie, fără masca înșelătoare a omului înger. Noi suntem dintre cei care aprind luna, ziua în amiaza mare. Noi suntem oameni ai nopții și fiare dezlănțuite ale lunii. Țara noastră e dincolo de pământul acesta. Respirăm odată cu el, odată cu poemul Marionetă, cel care ne-a pus lacăte grele și ne-a vândut prin lume drept inocenți. Ne-a cumpărat la întâmplare zarzavagii, copii neatinși de sălbăticie, adolescenți cu plete fosforescente și aripi de ceață, femei și bărbați singuratici cu viețe exemplare și triste. Suntem prietenii, suntem prizonierii poemului Marionetă. Viața e departe de aici. Stă ascunsă și rânjește sinistru din spațiile albe ale versurilor scrise de noi, trăită de alții.
Felicitări, doamne președinte. Să-i cumpărați cartea. Probabil e cel mai productiv și direct mod de a vorbi despre o carte și de a citi chiar din interiorul ei. Bineînțeles că spațiul fragmentat, inclusiv sonor, nu ne permite să citim, să facem mai degrabă o lectură sau un fragment de lectură publică, decât să vorbim în jurul cărții. Dar cred că este mult mai util și mult mai eficient. Vom face cu altă ocazie, poate la Târgoviște de stau aici, cu bucurie, bineînțeles. Și acum transmit vorbitorul altui poet important al zilelor noastre, Adrian Suciu. Și mare, nu mai important. Cartea asta lui Ștefan Doru Dăncuș este o nebunie, orice om care are un gram de nebunie poetică în el trebuie să o aibă. Îl cunosc pe Ștefan Doru Dăncuș de 15 ani. Am scris împreună o carte care a avut succes și ne-am și îmbogățit din ea. Se numește Sex cu femei, cartea ta, mi-a trage aminte, atenție imediat de ne spun. Și vreau să spun doar atât despre Doru Dăncuș, pentru că eu din principiu nu vorbesc public despre poezie niciodată. Doru Dăncuș este unul dintre cei trei oameni pe care eu îi cunosc și care au o specificitate aparte. Este omul care, pe măsură ce îmbătrânește, nu se înțelepțește deloc, ci dimpotrivă devine din ce în ce mai nebun. Doru Dăncuș are două posibilități. Sau înnebunește de tot și ne înnebunește și pe noi toți din jurul lui, sau crapă înainte să ne înnebunească pe toți. Eu îi doresc succes pentru prima variantă. Îi dau autorului să se mulțumească, că deja mi-au făcut un respect de pe prima mânsuciu. Lasă că eu produc statuia mersi. Indiferent cât de optimiști par prietenii mei, cu toată părerea de rău, mă retrag din poezie pentru că nu mai este depozit pentru a scrie așa ceva, însă nu din literatură, așa cum am și spus. Asta este cuvântul altceva. Acum, vreau să vă mulțumesc și celor care m-ați citit și celor care nu mi-ați citit poeziile, care probabil, aflând că mă duc din poezie, o să înceapă să scrie mai cu o sârdie. Le-am ocupat locul, probabil, onora. Vă invit să cumpărați cartea de la standul editului Acon. Mulțumesc editorului Valentin Așder și lui Vasile Dercu, care, din păcate, nu este prezent. Vă mulțumesc tuturor că ați venit și vă aștept după sesiunea de autografe, dacă vor exista, să mergem până afară, că este un timp frumos, și să mâncăm niște sarmale cu mămăligă. Vă mulțumesc! E o sesiune de autografe promițătoare, dar totuși să începem cu cărțile, dacă tot ajungem la sarmale.